E așa o chestie, uite, că a purtat bunica guban, a purtat mama guban, acum port eu guban. Rumbu poate vrea și el să poarte guban. Cine n-a auzit de farme? Cine nu știe de laptele Doina, laptele de Machian Doina? Ar mai fi editura... Normal. Luxul. Cum poate fi definit? Bani, avere, abundență, belșug, bogăție, bunăstare, confort, somptuozitate, extravaganță, fas, grandoare, huzuri, risipă, îndestulare, prisosință, opulență, rafinament, strălucire, pompă, splendoare, ostentație, prestigiu, să știți că pot și mai repede. Sau mai degrabă, timp. Răgaz, libertate, nonșalanță, hedonism, rafinament, pasiune, frivolitate, simplitate, gingășie. Luxul este câte puțin din fiecare și asemenea simplității ține doar de simțul valorilor, de bun gust, de atitudine, de o stare de spirit modelabilă, de o anumită manieră de a consuma și de a concepe viața. Am niște pijamale, domnule, absolut superbe, în continuarea acestui milieu, a acestei plase de țânțar pe care o port astăzi, accesorizată nu cu țânțar, dar cu păiangăn. Așa cum îi zice fratele meu, deci păianjenul lui îi spunea păiangăn atunci când era mic. M-am gândit să-mi țină galerie, să mă susțin aici, să facem luptăm, luptăm și câștigăm în următorul material, care, să știți, nu a fost absolut deloc planificat. Aveam cu totul altă idee pentru astăzi, voiam să postez și, mă rog, trebuia să și filmez. Cu totul altceva. Dar mi s-a părut mai interesant să fac această rocadă și să vorbim astăzi despre ceva ce a fost inspirat în urma unei discuții purtate acum vreo 2 zile. Pentru aceia dintre voi care nu ați văzut, n-ați urmărit, să știți că va urma un video pe acest subiect, însemnând Digital Divas-ul la care am fost zilele trecute. Am și câștigat ceva acolo, am pus pe Facebook, am pus pe Instagram, cine mă urmărește știe, cine nu, mulțumesc, bă, da, proste, să fie primit, să fie iubit, să fie toate cele. Voi reveni cu subiectul ăsta. În orice caz, înainte de gală, de cernare, premii, party, party, am purtat o conversație super frumoasă, zic eu, un dialog foarte prietenos în cadrul unui interviu organizat de cei de la Digital Divas și susținut de Diana Cosmin, o jurnalistă foarte, foarte, foarte drăguță, o tipă foarte deșteaptă, de care îmi place foarte mult, pe care o citesc și pe care vă recomand. Și în cadrul acelui interviu, Diana m-a întrebat multe lucruri și probabil că în clipul ce urmează de la Digital Divas voi insera eu câteva secvențe ca să vedeți acolo cam care a fost discursul, dar să știți că el există, adică poate fi vizionat în întregime online. E, ultima întrebare care mi-a fost adresată era cu referire la un brand personal, Andreea Balaban, însemnând însă, nu brandul așa cum există el acum, dar numele meu, dacă ar exista sau dacă va exista cândva pe unele produse, dacă vom vedea cândva, nu știu, un pix pe care să scrie Andreea Balaban, dacă vreodată va apărea un produs care să-mi poarte numele. Și la momentul la care mi-a pus întrebarea asta, recunosc că am fost un pic, eram un pic blocată, pe de altă parte voiam să mă duc cu răspunsul într-o direcție, n-am să vă zic cu exactitate ceea ce am răspuns, că poate vreți să urmăriți interviul acolo, dar cumva rotițele mele au început să funcționeze odată ce s-a produs această întrebare și m-am gândit eu că ar fi foarte fain ca pentru astăzi să vă vorbesc despre acele branduri românești, doar românești, care mie îmi plac, pe care le folosesc, pe care le-am folosit, pe care mama sau nu știu, bunica, mătușa, femeile sau chiar și bărbații din anturajul meu le folosesc, acelea în care cred și acolo unde este cazul să vorbim puțin despre istoricul lor, pentru că unele dintre ele chiar au povești frumoase și mi se pare că s-ar lega mână în mână cu acele clipuri dedicate designerilor pe care le-am filmat eu de-a lungul timpului. Știți, poate că avem cel mai recent fiind cel cu Thierry Mugler, dar pe lângă asta am vorbit despre Yves Saint Laurent, am vorbit despre Coco Chanel, am vorbit despre Louis Vuitton, am vorbit despre Christian Dior. Deci designerii ăștia au fost acoperiți de-a lungul timpului și de multe ori când v-am întrebat ce designer vreți să vedeți mai departe, unii dintre voi mi-au spus că ați vrea să vedeți și designer români. Ceea ce este aproape imposibil, dacă nu chiar imposibil. Pentru că vorbim de țări diferite, vorbim de politică extrem de diferită în România secolului 21, comparat cu Vestul, cu Occidentul, de unde am preluat eu toți acești designeri. Până acum am avut numai francezi. E, nu există așa ceva pentru România, adică nu poți compara o casă de modă la fel de longevivă precum este Coco Chanel, precum este Chanel, pardon, Christian Dior, Paul Poiret, nu știu, mai sunt o mulțime, adică francezii care au niște rădăcini foarte vechi, foarte bine fixate, încă de la 1800, nici măcar 1900, nu poți compara cu România, o țară măcinată de comunism, în care, v-am spus, regimul și societatea și politica cu totul diferită. Nu există așa ceva, adică nu există un designer român pe care să-l pot
lua la puricat și explicat și povestit. Da, sunt ăștia contemporani, cei care trăiesc și în vremurile de astăzi, sau mă rog, poate cumva mai recenți, dar nu putem vorbi despre un istoric atât de lung precum a fost în cazul numelor despre care v-am povestit în clipurile anterioare. Cu toate astea, deși nu am un designer pe care să-l pot lua așa și diseca, dacă pot să mă exprim în felul ăsta, există anumite branduri în România care au o vechime și o poveste frumoasă și voi încerca cumva ca în clipul ăsta să îmbin aceste povești frumoase cu alte branduri care într-adevăr sunt ceva mai recente, cred că cel mai recent pe care l-am ales este înființat în 2018 și să vă povestesc despre fiecare în parte, să vă spun de ce le recomand și cumva, nu știu, dacă ajută în vreun fel, dar încerc să promovez și așa ceva. Și cumva, dacă îmbin treaba asta cu istoricul lor, poate iese cu atât mai frumos, ne îmbogățim cumva și cultura generală și cred că veți rezona cu ele pentru că sunt ferm convinsă că ați auzit de ele, că le-ați văzut la raft, că dacă nu le-ați folosit voi, poate le-a folosit cineva din anturajul vostru și vi se va părea drăguț. Așa că, fără să o mai lungim, am luat pe lângă mine câteva produse din, mă rog, ce am și ce vă pot efectiv arăta și voi începe într-o ordine complet aleatorie. Hai să începem cu ciocolata, mă gândesc, cu ciocolata, cu un brand care există în România de 26 de ani, dacă mi-am făcut eu temele corect și mă refer la Heidi. Ciocolata Heidi. Ei au apărut în 1994, fiind de fapt o afacere care, într-adevăr, are patria mamă în România, în continuare funcționează în România, deși s-au extins pe piața internațională, dar proprietarii și cei care au pus bazele sunt o familie elvețiană, așa cum îi spune și numele. Deci Heidi sau Heidi, cum vrea fiecare să pronunțe, numele ăsta vine de la acea eroină din cartea scrisă de o autoare elvețiană, Heidi, fetița munților, cea care trăia în Alpi, fetița orfană, bă, 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 bă. Probabil știți povestea. Și au ales acest nume din cunoștințele mele, din research-ul pe care l-am făcut, din două motive. Unul la mână pentru că au vrut cumva să păstreze și posibilitatea extinderii pe o piață internațională în viitor, cum vă spuneam, apărut în 94, la momentul respectiv probabil nu știau cât de bine va funcționa. Dar au ales acest nume tocmai pentru a avea posibilitatea unei ulterioare extinderi. Și pe lângă asta, Heidi, numele ăsta când te gândești la el, clar te duce cu gândul la munți, la pajiștele alea elvețiene, la aer curat, la natural. Și ei, din câte știu eu, folosesc chiar și în prezent numai ingrediente naturale, nu au conservanți și prostii de genul ăsta. Eu am fost acum câțiva ani, dacă vă amintiți, am fost într-o fabrică a lor chiar de mai multe ori și am decorat niște chestii pe acolo, m-am jucat cu tot felul de ciocolățuri, marțipanuri, forme, a fost foarte, foarte drăguț și există vlogurile pe canalul meu, cei care mă urmăriți de mai mulți ani, 3, cred, să fie de atunci, poate că le-ați văzut prin daily vloguri, găsiți. A, și tot ce vă voi arăta este făcut de capul meu, adică nu mi-a dat nimeni informațiile, nu m-a direcționat nimeni într-o direcție, nu știe nimeni că eu filmez clipul ăsta, cumva să nu credeți că am informațiile de la ei și mi-au spus ei ce să spun. Este research-ul pe care mi l-am făcut eu. La momentul actual nu știu care este cea mai bine vândută ciocolată din România, dar conform unui top, acum câțiva ani erau lideri pe segmentul ăsta de premium, de ciocolată premium. Acum nu știu neapărat în ce standarde se încadrează sau cum califici o ciocolată ca fiind premium sau nepremium, dar prețurile, uite, ca idee pentru astea pe care le-am luat eu, că am zis să și exemplific cu ceva, astea care îmi plac mie și sunt fără lapte, fără, dar mă rog, au tot felul de variante. Astea costă undeva în jur de 6 lei tableta luate de la Mega Imaju, cel mai apropiat de mine, și uite, le-am luat pe astea. Cu 75% cacao, cu 85% cacao și mai este o variantă cu protocale. Au tot felul, tot felul, tot felul de variante, de la ciocolată cu lapte simplă până la tot felul de amestecuri cu fructe. Am văzut recent ceva cu cocos, au tot felul de figurine din alea de ciocolată, nu știu, ursuleți, iepuraș, Crăciun, în funcție de ce se întâmplă la, mă rog, în lume, la momentul în care iese ciocolata pe piață. Și chiar dacă ei au pornit dintr-o fabrică foarte micuță, așezată undeva la marginea Bucureștiului, în Pantelimon, în prezent s-au extins și, din câte știu eu, au piață de desfacere în vreo 50 de țări, pornind de la Europa, cu focus pe Europa, de la, nu știu, Austria, Germania, continuând până la China, parcă, și Canada. Deci este în prezent un brand românesc de succes și mi-aduc aminte de când am fost atunci în fabricile lor, că toată lumea zâmbea pe acolo. Acum nu știu dacă au fost instruit să fie că vine asta și ne vede, glumesc evident, dar toată lumea zâmbea și era o atmosferă foarte, foarte plăcută și nici nu-mi imaginez cum ar putea fi altfel, având în vedere că lucrezi lângă ciocolată. Mi-au arătat atunci tot felul de butoaie, cazane, cacao, cum se fabrică, cum se prepară, că foarte, foarte interesant și chiar, uite, nu m-am gândit să fi revăzut vlogul pentru că eram prea entuziasmată de subiect, dar pentru cine e interesat, v-am zis, există pe canal. Și am zis să începem cu asta cu ciocolată, că na, ce om să fie să nu-ți placă ciocolata? Ciocolata Heidi chiar e foarte bună. Mai aveam o
variantă pe care am cântărit-o destul de mult, însă nu m-am aventurat pentru că am simțit că nu am suficiente informații ca să mă bag în treabă, mai era ciocolata Candia. Unul la mână că nu am suficiente informații și cumva ce am găsit mi s-a părut ușor confuzant, dacă pot să zic așa, pentru că nu mi-este foarte clar ce s-a întâmplat acolo. Au o poveste ceva mai agitată, ceva mai zbuciumată, deși Candia este un brand mult mai vechi decât Heidi, dar am zis să păstrez poate ideea pentru un viitor clip, când poate o să am mai multe informații și pot să vin în fața voastră cu ceva concret sau măcar să fiu eu sigură de ceea ce vă spun, pentru că acum ce v-am zis cu Heidi, sunt destul de sigură chiar dacă nu am direct de la ei. Cea de-a doua companie sau brand, nici nu știu cum să-i zic, personal aș evita termenul ăsta de brand, pentru că eu nu sunt fan în englezisme, știți, romgleza pentru mine mă doare capul, o evit dacă pot, deși există anumite cuvinte pe care nu le pot traduce în română, dar brand, nu știu cum altfel să-i spun în română, ăsta e termenul, e numele, branding-ul, e, mă rog, o noțiune foarte complexă pe care nu o pot traduce cu un singur cuvânt, adică nu există un înlocuitor anume pentru asta. Dar următorul despre care voiam să vă spun este Farmec. Și cu siguranță ați auzit de Farmec, că n-aveați cum, dacă nu voi, dacă n-ați folosit voi, cu siguranță ați auzit la mamele voastre, la bunici, la mătușe, la prietene, la surori, la ce vreți voi, că este acel brand, acea companie care există în viața fiecărei femei din România, într-o formă sau alta. Ei sunt pe piață de mai bine de 130 de ani. Au fost fondați în 1889 și sunt la momentul actual cel mai mare producător de cosmetice din România, adică gigantul. Cine n-a auzit de Farmec? Cine nu știe de laptele Doina, laptele de machian Doina? Eu mi-aduc aminte, în casa mamei mele, în casa bunicii mele, exista întotdeauna, și cred că bunica mea încă are, un lapte de machian Doina, care el a apărut undeva în 1965 și la vremea respectivă a fost o revoluție completă, pentru că nu exista așa ceva. Era o vreme în care cosmeticele în România se preparau pe loc în drogherii, cumpărai ce aveai nevoie și te duceai acasă, dar nu puteam vorbi, cum v-am zis, în perioada aia când regimul comunist era în floare, nu puteam vorbi despre cine știe ce branding, campanii din astea publicitare, advertising sau habar n-am de L'Oreal, care exista, dar nu în România, L'Oreal, Maybelline, Rimmel, Lancôme, La Mer și alte din astea. Și vedeți că vă dați seama și din denumirile pe care le poartă produsele lor, că sunt autentic românești. Vorbim de Doina, vorbim de Nufăr, de Triumph, Gerovitalu, sună, știi, cât se poate de românești, e foarte bine, e una dintre companiile care, nu neapărat că mă mândresc, pentru că eu n-am avut niciun merit și mi se pare aiurea să te mândrești cu ceva la care n-ai participat, dar mă face cumva să mă simt bine, să știu că avem și noi așa ceva, mai ales în condițiile în care Farmec este prima companie din lume care a creat creme împotriva îmbătrânirii tenului, tot în anii 60, sub conducerea doamnei profesor doctor Ana Aslan, de care cu siguranță ați auzit, cred că există chiar și o marcă în cadrul Farmec care îi poartă numele. Și desigur e vorba și de Gerovitalul clasic și am luat aici lângă mine câteva produse ca să vi le arăt, dar înainte de a face asta, ce voiam să mai spun? Deci ei au fost înființați în 1889 într-un laborator din Ungaria. Pe piață în România, sau mă rog, în România au intrat abia după cel de-al doilea război mondial, în 1943, când au înființat un laborator la Cluj-Napoca. De asta, iarăși, sunt un piculeț confuză, adică ei au apărut în 1889, dar România în 1943, cumva, nu știu cât de corect este să spun că au 130 de ani pe piața din România. Istoricul lor, într-adevăr, este unul vast, bogat și se întinde pe o lungă perioadă de timp, dar ca să știți să fac eu precizarea asta fără să, nu știu, dau o referință concretă, din 1943 a fost înființat acest laborator în Cluj-Napoca și mă uitam chiar și acum pe produsele pe care le am, că scrie producător Cluj-Napoca, Farmec S.A., Cluj-Napoca, strada nu știu care, ia pe ăsta ce scrie la fel, ia uite, Cluj-Napoca, tot așa. Din perioada în care intră în România, vă dați seama, cosmetica era abia la început, nu exista concurență pe piață, iar ei de atunci încep să se impună ca dezvoltator de cosmetice, fabricant de cosmetice, iar statul începe să investească pe acest plan, dorind cât mai mult o extindere a acestei fabrici. Ba chiar mă amuză pentru că în perioada comunismului
Farmec mai mult exporta, adică produsele Farmec ajung să fie folosite în Japonia, în China, în Canada, în habar n-am țări din astea, din lumea în care, în mod normal, românii nu aveau acces, pentru că era foarte greu cu deplasările în perioada respectivă, nu era ca acum, adică nu exista turismul ăsta, nu te puteai duce tu unde voiai, în ce clipă voiai, te duceai și cumpărai cremă de la Paris și seara poate erai la New York sau, mă rog, o chestie de genul ăsta. Deci româncele, într-adevăr, foloseau și ele cosmeticele Farmec, dar brandul s-a bucurat de o creștere și o explozie masivă în perioada comunismului, care, după cum v-am spus, investea din ce în ce mai mult. Din 1967 apare Gerovitalul ăsta despre care vă spun și care a fost o revoluție la vremea respectivă, Farmec fiind tocmai pe partea asta super popular în afara granițelor României, tocmai datorită cremelor Gerovital anti-îmbătrânire. Eu, la momentul ăsta, ce am de la Gerovital nu este anti-îmbătrânire, este o cremă cu SPF pe care v-am arătat-o într-un daily din vara asta, nu mai știu, aveam eu o cutie în care erau diverse produse și acolo era și Gerovitalul ăsta cu SPF 50, e o chestie pe care am folosit-o, îmi place și am zis oricum să vă arăt, pentru că e bună și să pot exemplifica pe cât posibil. Este o cremă de asta care are puțină culoare, deci o folosesc și pe post, niște focus, o folosesc și pe post de fond de ten atunci când cred eu că e cazul. Are culoarea pielii mele, se întinde foarte bine, se absorbe foarte bine, arată foarte mișto, nu asta este ideea, dar ca să știți produsul ăsta. Și mai am aici, lângă mine, câteva oje de la Farmec care sunt foarte bune, un dizolvant de la Farmec și ăsta îmi place foarte mult, funcționează de minune, gel dezinfectant pentru mâini, cremă de mâini și unghii, chiar dacă, da, eu folosesc foarte mult L'Occitane pe partea asta de mâini, ia că m-am auzit, băgăm un asemenea mic, cât timp așez eu cremele, chiar și astea de la Farmec sunt foarte, foarte bune și fiind produse românești, cu atât mai mult mă bucură să le am și să le folosesc. Și chiar sunt curioasă câte dintre voi folosiți produse Farmec și câte dintre voi ați crescut sau poate folosiți și acum laptele de Machian Doina. Eu când mă gândesc la Farmec, trecând de toate celelalte mărci ale lor, pentru că mai au destule, undeva tot prin anii 60 au apărut produsele sub formă de spray, iarăși o inovație în România, spray, poate știți că este și o replică faimoasă, Mama la copiii mei, pe care îi dau cu spray, de fapt nu este o replică, este o melodie, ceva sublim, o operă de artă extraordinară, dar spray ar fi corect. Spray-urile Farmec, era Farmec 16 care a apărut, linia asta a apărut undeva prin anii 80 și știu că o văzusem cu siguranță la bunica mea, chiar dacă eu n-am trăit în anii 80. Apoi a fost acea linie numită Favorit. Există de asemenea spuma de bărbierit Adam, aveau deodorantul Nufăr, Triumf și mai sunt o felul de branduri din astea foarte drăguțe în care poartă acest nume. Și chiar în research-ul meu am căutat câteva reclame din vremuri cât mai îndepărtate, ca să vedem cum arătau pe atunci, chiar dacă la momentul actual au investit și ei pe partea asta de vizual, de branding, de artă grafică. Mi se par foarte, foarte simpatice reclamele vechi, pentru că au, nu știu, o doză de naivitate, de inocență, de ceva care astăzi poate părea ridicol, dar mie îmi plac foarte mult, mi se par nostalgice și e frumos să privești în urmă din punctul în care ai plecat, urmărind traseul până în prezent. Ia uite, Centrala Industrială de Medicamente și Cosmetice, Deo Parfum, notă proaspătă spray, produsele realizate de întreprinderea, cum se zicea atunci, Farmec, Cluj-Napoca și-au câștigat prestigiul în țară și numeroase confruntări internaționale. Vă recomandăm! Deo Parfum, notă modernă spray, Deo Parfum, notă orientală spray, Deo Parfum, notă exotică, notă clasică, notă proaspătă spray. Toate nebuniile posibile. Mi se par foarte, foarte drăguțe. Și uite și Gerovitalul. Asta în afară faptului că în anii 60, acum mi-am amintit văzând afișul ăsta, cum vă ziceam, concurență nu prea exista, dar era fabrica Mirage, care făceau cosmetice, pe care nu am acoperit-o astăzi, dar mi se pare un subiect interesant. Mai era Nivea, care avea fabrică la Brașov și ei, Farmec. Deci piața, na, cerea și s-au dezvoltat ușor, ușor, fiind, după cum vă spuneam, o companie care funcționează și astăzi și funcționează bine. Gerovitalul, cel puțin, îl văd, nu doar că au ei brandul lor și vezi numele pe cosmetice, dar văd că au magazine în mall-uri. Cine era? Iulia Vânturi, parcă este imaginea, cel puțin așa era ultima dată când am verificat eu, nu știu mai departe. Și este unul dintre brandurile alea de suflet, cu care sunt convinsă, convinsă, convinsă că veți rezona. Mergând pe aceeași linie a companiilor de suflet,
brandurilor cu un nume pe care îl purtăm acolo în inim și de care cu siguranță ați auzit, o mare parte dintre voi, dacă nu chiar toți, am fost surprinsă, uite, ieri discutând cu individul despre acest clip pe care urmează să-l filmez, am fost surprinsă când l-am întrebat de Guban. Zic, știi de Guban, nu? Și îmi zice, nu, bă, prietene. Bine, el ca bărbat e, na, hai să zic că mai are o scuză. Dar pentru fete, pentru femei, cu siguranță ați auzit de Guban, de încălțămintea Guban. Eu știu de la mama și de la bunica, din nou, când era mică, așa cum făcea orice fetiță, mă încălțam cu pantofii mamei. Mă rog, că mai și făceam praf, că pictam pereții și făceam tot felul de prostii, asta este partea a doua. Dar mi-amintesc că pantofii mamei mele erau Guban și bunica mea avea pantofi Guban și îmi pare așa de rău că i-a aruncat pentru că avea o pereche superbă lăcuită cu niște decupaje într-un maroniu burgundiu, îi țin minte, îi văd în fața ochilor, erau superbi. Nu știu ce a făcut cu ei, adică nu știu când au dispărut, dar mă oftic chiar dacă nu veneau, adică atunci când mă încălțam cu ei eram prea mică și mi-erau mari, iar acum cu siguranță mi-ar fi prea mici pentru că bunica mea are un picior foarte, foarte mic, dar pantofii Guban existau în casa femeilor din familia mea. Să-mi spuneți la fel dacă și voi ați avut în casă, dacă aveți acum, pentru că ei încă există. Și așa cum vă spuneam, am încercat ca pentru fiecare nume pe care îl voi prezenta atât cât mă pricep eu în cadrul acestui clip, să vorbesc și din experiențe. Și este adevărat că, exceptând experiența pe care eu am avut-o cu încălțămintea femeilor din familia mea, eu nu am avut niciodată pantofi Guban. Asta până să mă duc și să-mi cumpăr o pereche de pantofi Guban. Veți vedea toată treaba într-un daily vlog pe care deja l-am filmat, toată treaba. M-am dus acolo și na, 3 secunde cât am putut să țin camera de gât, dar am vrut să mă duc în magazin să probez o pereche de încălțăminte, să văd care este măsura, pentru că habar n-aveam, iar eu sunt între măsuri. În general știți că port cam un 38,5 în funcție de calapod. Ba port 39, ba port 38, după cum se întâmplă, și nu știam exact ce mi se potrivește. Și m-am dus și mi-am luat. Și dacă vă amintiți, chiar voi mi-ați recomandat într-un clip, cred că am colecția de pantofi pe care am filmat-o la începutul anului ăsta, mi-ați spus neapărat să mă duc să încerc pantofii Guban pentru că sunt altceva. Și a rămas cumva în mintea mea, după care a venit pandemia, evident n-am mai avut unde să mă duc, iar online v-am zis, n-am vrut să-mi plasez comanda, că nu știam ce mărime mi se potrivește. Și gândindu-mă eu că vreau să fac clipul ăsta, am zis ca să fiu în cunoștință de cauză și să nu vorbesc doar din experiența mamei, bunicii și așa mai departe, să văd și eu despre ce e vorba. Așa că m-am dus și mi-am cumpărat o pereche de pantofi și foarte bine am făcut pentru că sunt minunați. Să vă arăt ce și cum. Știu că vă bucură, chiar dacă acest clip își dorește mai mult să mizeze pe istoric și pe poveste, dar voiam totuși să vă arăt ce mi-am luat eu de acolo pentru că sunt foarte, foarte frumoși. Așa arată cutia, vedeți, au brandingul ăsta foarte frumos și chiar am spus în daily vlogul pe care l-am filmat că eu aș fi păstrat aici, vedeți că scrie Guban since 1937. Eu n-aș fi pus since ăla, eu aș fi lăsat acolo din 1937, adică Guban e un nume... așa de bine legat, mă mâncă pielea, așa de bine legat de România, îl văd 100% românesc și chiar este 100% românesc încât l-aș fi păstrat exact românesc. Dar, mă rog, nu, eu sunt la butoane, nu știu eu ce se întâmplă acolo, este o simplă părere personală. Dar îmi place foarte mult fontul pe care l-au aici și văd că mi-a sărit focusul absolut superb și m-am dus chitită pe o anumită pereche pe care chiar am avut norocul să o găsesc. Aceste sandale, acea sanda, pantof, roșie, superbă, dintr-o piele întoarsă, un model cât se poate de clasic, atemporal, cred eu, care sper să mă țină, pentru că sunt fantastici și să știți că mi se potrivește măsura 38, deci n-am avut nevoie de 39. În felul ăsta sunt ei, cu decupajele astea frumoase, avem aici logo-ul Guban, sunt foarte confortabili, foarte ușori, sunt absolut minunați și abia aștept să-i port, dar v-am zis, dacă abia am luat, n-am avut cont, dar sunt absolut minunați, la prețuri cât se poate de ok, având în vedere că este totuși un pantof din piele naturală, arată foarte bine și sper eu să mă țină mult de acum încolo. A fost foarte drăguț, m-am dus la magazinul de la universitate, cei care din București, care sunteți din București poate știți, era o doamnă foarte drăguță acolo care m-a servit, magazinul fiind unul destul de micuț, adică nu e o chestie precum vedem la gigantul Zara, la H&M, nu sunt magazine de tipul ăla, dar arată foarte bine și nu știu, cumva m-am bucurat să fiu acolo și să am și o pereche asta de încălțăminte, legând-o cu experiența mamei și bunicii mele, chiar dacă ele nu au nicio treabă cu această companie, dar e așa o chestie, uite că a purtat bunica Guban, a purtat mama Guban, acum port eu Guban. Rumbu poate vrea și el să poarte Guban, o să vedem pe viitor. Revenind acum însă la istoricul lor, ei sunt una dintre companiile alea vechi ale României, povestea începând undeva în anii 30 și este mai degrabă, cel puțin la început, povestea fondatorului Blaziu Guban se numea acest domn,
un domn care a pornit fabricând cremă de încălțăminte. Deci el nu s-a gândit atunci când a pornit business-ul ăsta că vrea să facă încălțări, pantofi sau papuci, cum se zice, în anumite părți, ci producea cremă pentru încălțăminte, cremă de ghete, știți, cum dăm ca să păstrăm luciu, prospețimea și să se mențină pielea cât mai mult sănătoasă și frumoasă, pielea încălțămintei. El era un om fără educație, însemnând că avea 5 clase terminate, nu știa să, abia știa să scrie și să citească, destul de greu, și a trăit adoptat, a fost un copil adoptat undeva la Oradea. A lucrat ca îngrijitor de porci inițial, după care, lucrând undeva într-o uzină unde se produceau creme din astea de pantofi, a fost interesat de combinarea substanțelor și a produs el însuși propria sa cremă de pantofi, cremă pentru pantofi. Dacă vedeți, am luat aici o mulțime de reclame, nu știu dacă sunt chiar din 1930, dar ca să vă faceți o idee, vă dați seama doar așa, uitându-vă la culori, uitându-vă la font, la scris, la felul în care este prezentat produsul, de cât timp există, cât de vechi este. Ia uite, cremă de ghete în tuburi. Se produce în 18 culori: alb, alb murdar, culoarea untului, a nisipului, bej, care îngrijesc și reînnoiesc culorile pastel ale pantofilor moderni. Se pot procura din fiecare magazin de specialitate artă Guban Timișoara. Ca să știți, Guban, vine Poirot, a venit, avem aici o pisică. Gubanul există în Timișoara, este un brand care funcționează de atunci în Timișoara. Apoi, dându-și seama de talentul său de chimist și că businessul poate funcționa, Blaziu Guban înregistrează în 1937 marca aceasta la Registrul Comerțului sub numele de Uzinele Chimice Guban Timișoara și încheie rapid un contract cu o firmă producătoare de cutii din astea de tablă, Mecher parcă se numea, care îi oferă cutiile de tablă pe care scrie Guban și în care va continua să producă și, mă rog, să comercializeze crema de pantof Guban, după care ulterior trece și la ceară de pantof și la un fel de soluție care lipea ghetele la momentul respectiv. Pantofi începe să producă abia prin anii 50, pe la sfârșitul anilor 50, în 1950, 1959, dar în 1948 fabrica de mă rog, cremă de încălțăminte, Guban este singura care scapă de naționalizare, pentru că odată după încheierea primului război mondial, vorbim de ascensiunea comuniștilor, când începeau să fie naționalizate toate cele, iar fabrica Guban este singura care scapă nenaționalizată în 1948. Asta însă pe rumbul interesează foarte mult de naționalizare. Prietene! Asta până în 1952, când Blaziu Guban va ceda la presiunile comuniștilor și le va încredința, îi va încredința statului fabrica și brandul sub rugămintea, dacă pot să zic așa, rombu, prietene, sub rugămintea sau, mă rog, promisiunea venită din partea comuniștilor, cum că el va rămâne la cârma fabricii, brandului, până la moartea sa. Blaziu Guban moare cândva în anii 70, 1978. Parcă, da, dar fiul său, Tiberiu Guban, care a fost ucenic, va continua businessul tatălui său, inventând peste 20 de brevete, dacă mi-am brevete, breveturi, brevete, breveturi, dacă mi-amintesc eu bine, și fiind inventatorul pieii artificiale, o revoluție la momentul respectiv. Au continuat să creeze pantofi pentru un nume mare, adică Elena Ceaușescu se încălța de la fabrica de încălțăminte Guban. Au creat pantofi pentru Sofia Loren, pentru președinția ai Americii, adică niște nume cu o sonoritate și cu o anumită greutate. Din câte știu eu, fabrica și, mă rog, brandul nu i-a fost cedat lui Tiberiu Guban, nici până la momentul actual. Am înțeles că a scris câteva scrisori pe vremea președintelui Băsescu și Monicăi Macovei, le-a adresat nu știu câte rugăminți să-i fie cedată fabrica, dar asta nu s-a întâmplat și nu știu dacă există un proces la activ, dar cumva e o bătălie din asta în care omul încearcă să-și recupereze fabrica ce a fost naționalizată pe vremea Ca comuniștilor. să revenim acum la o linie cât se poate de culinară și de gustoasă, n-aveam cum să nu includ în clipul ăsta și magiunul de prune. Ce e mai românesc și mai românesc decât magiunul de prune? Nu știu. Chiar nu știu ce poate fi mai românesc de atât. Și mă refer aici îndeoseb la magiunul de la Topoloveni. Cu toate că sunt și alte companii care produc magiuni și eu consum, uite, de exemplu, de la Râgureni, din nou, un brand care îmi place și nu am în casă la momentul ăsta, adică am doar acest borcan care vine fix de la Topoloveni de acolo, dar mai sunt și alte companii care produc magiuni de prune. Dar dintre toate, când stai să te gândești la magiunul ăsta, la acest produs alimentar, mie cel puțin primul nume care îmi vine în minte este Topoloveniu. Cu asta asociez eu puternic. Și chiar am fost
fost surprinsă, deși mă rog, ar trebui să-mi dau seama că e ceva vechi, când în research-ul meu am aflat că există din 1914, deci una dintre cele mai vechi companii din România, Magiunul de Prune, care inițial s-a numit Cooperativa de la Topoloveni, dacă mi-am notat bine, da, Cooperativa din Topoloveni, unde se producea magiun de prune și, mă rog, dulcețuri, gemuri de tot felul și din alte fructe. Au funcționat până în 1990, când, mă rog, având în vedere că vorbim de căderea regimului comunist și o debandadă totală pe toate planurile în România, din vina unui management defectuos, am înțeles, fabrica s-ar fi închis și atunci au intrat și muncitorii în șomaș și o perioadă nu a funcționat. După care, în anii 2000, au revenit la butoane, mă rog, asta grație unui investitor care a investit în tehnologie, în oameni, iar la momentul actual, Topoloveniu nu doar că este forță în România, dar, sau mă rog, Magiunul, nu doar că funcționează foarte bine în România, dar se vinde și pe piețe internaționale. Și chiar citisem undeva că până în 2008 au vândut vrac ăștia de la Topoloveni, după care au încercat să se concentreze și pe genul ăsta de producție la borcan. Și conform rețetei pe care am găsit-o, pe care nu o pot confirma, bunica mea s-ar putea să știe, pentru producerea unui kilogram de magiun se folosesc aproximativ 4 sau 5 kilograme de prune. Mie îmi place foarte mult pentru că este, n-are zahăr, unul la mână, e foarte dulce și îl mănânc cu lingurița, deci la mine nici măcar nu se pune problema de tartinabil, de clătită sau de pâine, cu toate că e bun și în combinația asta, dar de multe ori când mi-e poftă de ceva dulce, cu lingurița îl mănânc ca pe iaurt, că îmi place. Este foarte, foarte, foarte bun. Și pe lângă Topoloveni, așa cum vă ziceam, mai există și Râureniu. Ei sunt ceva mai fresh, ca să zic așa, sunt aporți undeva prin anii 60, în 1968, dacă mi-am amintit eu bine, și produc, după cum vă spuneam, de la dulcețuri, gemuri de tot felul, la compot, la paste de la tartinabile, la murături chiar. Uite, Topoloveni nu știu care murături. Și am înțeles că e o bătălie de asta între Topoloveni și Râureni și, mă rog, ar mai fi și altă companie, pentru că Topoloveniu, mi-am notat, din 2011 a fost protejat de sistemul de calitate european al denumirilor de origine protejată și indicațiilor geografice protejate, de asta mi-am notat, este un cârnat mult prea lung, fiind primul produs românesc de acest tip și cumva e o bătălie cu magiunul ăsta, cu numele, că magiunul, știi că e asociat cu Topoloveniu și n-ar trebui să fie doar cu Topoloveniu, nu știu cine are câștig de cauză acolo, dar pentru mine, când mă gândesc la magiun, e Topoloveniu, știi, în minte, ăsta e primul și primul lucru care îmi vine. Apoi, o poveste foarte, foarte drăguță, deși cu un istoric ceva mai restrâns comparat cu celălalt brand-uri, ar fi povestea celor de la Poienar sau celui de la Poienar, având în vedere că este un singur om în spatele acestui brand, din cunoștințele mele, evident. Poienari fac stilouri. Stilouri despre care eu v-am vorbit, cred, prima și prima dată, acum vreo 3 sau 4 ani, în cadrul unui clip cu recomandări de cadouri de Crăciun. Și vă spuneam eu atunci că un cadou frumos pentru femei și mai ales pentru bărbați, dacă aveți și voi problema asta, așa cum o am eu tot timpul, ar fi un stilou. Mi se pare un accesoriu foarte, foarte elegant, stiloul, chiar dacă poate fi considerat desuet și în ziua de astăzi, mă rog, nici nu știu cât mai scriem, chiar și cu pixul, chiar și cu creionul pe hârtie, pentru că totul a devenit digitalizat, tastăm la calculator sau pe telefon și s-a pierdut puțin din farmecul acestei îndeletniciri. Vedeți ce vă exprim, bă, băiatule. Dar eu scriu în continuare de mână atunci când am ocazia și am un astfel de stilou personalizat de la ei. Așa arată, dacă aș reuși un focus, probabil ați vedea. Iar cei care mă urmăriți de multă vreme poate vă amintiți despre acest articol și încerc, chiar fac eforturi să vă arăt că are chiar numele meu, deci a fost personalizat la momentul respectiv. A venit într-o astfel de cutie care poartă numele de Poienar, vedeți brandingul ăsta, într-o cutie de piele. Uite așa, îl am de atunci, funcționează foarte bine și m-am gândit să includ numele ăsta în clip pentru că mi se pare în primul rând foarte frumos și ceva foarte original. Nu știu să mai existe în România, dacă există, a mi se ierta, nu știu eu, poate că sunt ignorantă, dar din ce știu este singurul producător de stilouri realizate manual, în întregime manual din România. Iar omul din spatele brandului este Lucian Poienari, care asta mi se pare foarte, foarte tare pentru că apare coincidența de nume. Acum, cei care sunteți din București, sau mă rog, cine a mers cu metroul prin București, cu siguranță a auzit de faimoasa stație Petrache Poienaru, care Petrache Poienaru este inventatorul stiloului român în 1840.
80 și sfârșitul secolului 19, mai exact, a inventat stiloul și domnul ăsta n-are nicio treabă, adică nu sunt înrudiți în vreun fel, dar așa îl cheamă pe el, pe acest lucian, Poenari. Și vine, vă dați seama, legat de Petrache Poenaru. Mi se pare foarte frumos, nu știu, parcă e cumva destinul care a legat treburile astea. Afacerea a început acum mai bine de 10 ani. Nu am găsit o dată exactă, de asta nu pot să confirm fix anul, dar fabrică stilouri, am văzut chiar modele noi recent, m-am uitat pe site și mă bate gândul să-mi iau unul alb foarte frumos pe care l-am găsit acolo. Fabrică stilouri manual într-un atelier din Suceava, fiind un business pe care l-a pus la punct și meșteșugul l-a învățat de unul singur, acest domn Lucian Poenari. Urmărind, nu știu, tutoriale pe YouTube, am înțeles că a primit ceva sfaturi și a cerut de la o fabrică din Statele Unite care l-au învățat treburile astea. Deci autodidact, el singur a învățat să producă aceste stilouri. Sunt făcute din metale prețioase și dintr-un lemn masiv și îți poți personaliza tot după cum consideri. Culoarea, penița, fac și pixuri mai nou, am văzut, și poți să-ți scrii acolo numele sau, mă rog, ce vrei tu, o dedicație cu fontul pe care ți-l alegi pe acest tip de stilou. Prețurile sunt undeva în jur de 300-400 de lei, am văzut eu la stilouri, poate chiar mai scumpe, în funcție de lemnul folosit, în funcție de gravare, în funcție de material pentru peniță și așa mai departe. Poate veți spune, da, e mult pentru un stilou. Nu știu dacă e neapărat mult, dacă aveți cunoștințe cu privire la stilourile Mont Blanc sau, mă rog, sunt branduri foarte grele, iar un stilou poate ajunge să coste extraordinar. Nu mi se pare atât de mult, mai ales că nu e ceva ce îți cumperi toată ziua, adică eu l-am păstrat de atâția ani de zile și mi se pare chiar un cadou unic. Nu e ceva așa, mamă, ce se găsește pe toate drumurile. Mi se pare că se poate de original și v-am zis, e o variantă foarte, foarte bună pentru bărbați. E ceva ce ar trebui să te țină toată viața, dacă ai grijă de el. Nu știu, mi s-a părut ceva frumos de introdus în clipul ăsta, mai ales că nu mai avem, cum vă spuneam, în România pe altcineva care să producă stilouri manuale. Simt acum nevoia să revin puțin asupra subiectului modă și cu toate că există o sumedenie de designeri români talentați de la Șotronet, care mie îmi plac, sunt niște fete care fac lucruri foarte frumoase și de multă vreme îmi doresc o rochie de la ele, dar n-am reușit încă să mă organizez cu asta. Până la Murmur, despre care vă vorbeam acum câteva daily vloguri, când am probat minunile alea, Mihaela Glăvan cu încălțămintea, o mulțime, mulțime, mulțime de designer români foarte, foarte talentați, dar știți că în corazonul meu există unul acolo, despre care v-am tot vorbit eu în ultima vreme și pe care vi l-am prezentat și în poze și în videouri și care se pliază foarte bine pe corazonul meu și e vorba evident de Laura Galic. Ea există din 2009, ea habar n-are că fac clipul ăsta, deci dacă, Laura, dacă zic vreo prostie și te uiți, te rog să mă corectezi, pentru că ce vorbesc am găsit fix pe internet, nu am alte surse, n-am întrebat pe nimeni. Deci ea face haine din 2009. Site-ul funcționează foarte bine, din câte știu are și un magazin undeva în Iași, ea este din Iași și specialitatea, sau mă rog, așa cum am înțeles eu citind, așa cum am și simțit, probându-i și purtându-i produsele, specialitatea mie mi se pare pe sacouri. Are niște sacouri absolut fabuloase din care voi insera niște poze pe aici și cu toate că face și rochii, face și costume, pantaloni de nu știu care, niște paltoane absolut superbe, mie mi se pare că pe sacouri e ceva ce eu nu am mai văzut. Detaliile sunt absolut extraordinare și prețurile sunt wow pentru migala care este și efortul și munca depusă în crearea unui sacou, cu pliseuri de tot felul, cu tot felul de codițe la spate, cu funde, cu mâneci nu știu de care, cu năsturaj, deci sunt absolut superbe sacourile astea și vi le-am mai recomandat de câte ori am avut ocazia, îndeoseb pentru acelea care lucrați într-un mediu poate puțin mai serios sau, nu știu, undeva unde trebuie să ai sau să respecti un anumit cod vestimentar și știți că de multe ori în incinte sau la joburile astea un pic mai serioase nu prea poți să depășești niște linii foarte bine trasate. Creativitatea trebuie să fie cumva ținută la un volum mai scăzut. E, cu detaliile astea minunate, cu umeri bufanți, cu tot felul de pliseuri pe aici la gât, cu fundere și cu alea pe spate, pe codițe, de tot felul, mie mi se pare că îndeplinești toate criteriile, adică e și creativă și feminină și totuși respecti acel cod vestimentar despre care vă spuneam și mi se pare că Laura excelează la treaba asta, că face niște lucruri cu adevărat remarcabile. Și am niște poze foarte frumoase pe care urmează să vi le arăt, pe care le țin de ceva timp, le-am făcut într-un loc minunat unde am purtat creațiile ei și mi se pare că erau desprinse chiar de acolo. Am luat aici lângă mine o treabă să vă arăt, deși ați mai văzut-o și o să inserez și poză. Am luat așa ca idee, fiind vorba despre acest minunat,
cum să-i zic, hăinuț, această minunată bluză cu trenă la spate, pe care v-am arătat-o în combinație cu o pereche de pantaloni albi, undeva prin martie să fi fost, nu mai țin minte, oricum în prima jumătate a anului ăstuia, și multe dintre voi mi-ați spus că dacă v-ați măritat, și cred că și eu am zis același lucru, asta ar fi o opțiune excelentă pentru cununia civilă, să zicem. Este ceva fantastic, cu mânecile astea așa bufante, trena aia, e superb, superb. Și e vorba de croitorie personalizată, adică ele fac după măsurile tale orice ai tu nevoie. Și ele, mă refer la business și la doamnele care lucrează alături de Laura, pentru că are niște croitorese, după părerea mea, destul de pricepute. Și chiar dacă nu e un brand cu o vechime așa, nu știu, nu vorbim de 1914, dar mi se pare foarte fain și eu sprijin business-ul ăsta și am simțit nevoia să o includ aici pentru că mi este cea mai dragă dintre, nu știu, toți designerii români cu care am intrat eu în contact de-a lungul timpului. Și dacă tot vorbim de business-uri pe care le sprijin, mai este unul și mai proaspăt, cel mai proaspăt dintre toate, Unisonul. Am luat aici lângă mine două pungi de cereale, asta e aproape terminată, nu știu cât o vedeți acolo, pentru că nu vrea să-mi pună un focus, poate așa. Mă rog, și niște box în spate, s-au trezit pisicile, din nou. Am aici niște pungi de granola. Unison este o afacere pornită acum 2 ani în București, care se bazează pe o alimentație vegană, pe bază de plante, cu toate că nu e destinată exclusiv veganilor. Și eu vă spun că le-am testat, că le-am încercat, că i-am dat și individului, că au mâncat și frate meu, că au mâncat și, mă rog, alte persoane din anturajul meu, care n-au nicio treabă cu veganismul, că au produse foarte, foarte bune, foarte gustoase, chiar și pentru oameni care nu au nicio treabă cu regimul pe bază de plante. Deci sunt extraordinar de bune, sunt foarte, foarte, foarte aromate, toate produsele lor, de la burger, pizza, torturi, prăjituri, au avut chiar un meniu de Paște, dacă vă amintiți, eu mi-am comandat de Paște toate, cum era, toate cele, nu era trebuincioase, mă, toate cele ce se cuvin, nu mai știu cum, e o expresie, dar să e un clișeu din ăsta de fiecare dată, dacă ai pe masa de Paște, de Crăciun, toate cele cuvenite, gata, asta era, mi-am comandat toate alea, de la pască, la cozonac, la sarmale, la drop, toate cele, evident, prelucrate, de așa natură cât să fie vegane, de la ei și au fost foarte, foarte bune, dar eu îndeoseb vă recomand burgeri și prăjiturile pentru că sunt absolut fabuloase. M-am gândit să-i aduc și pe ei în atenție pentru că, așa cum vă ziceam, sunt consumatori și mi se pare foarte, foarte fain că piața asta începe să prindă și la noi și capar din ce în ce mai mulți, din ce în ce mai multe afaceri, din ce în ce mai mulți oameni interesați de aspectul ăsta și în ciuda faptului că nu trebuie să fii neapărat consumator de vegan, dar propunerea mea este ca măcar să încercați vreodată dacă veți avea ocazia, pentru că sunt foarte ok și livrează peste tot, cel puțin în București livrează. Îmi pare rău pentru aceia care nu sunteți de aici, dacă veniți și aveți ocazia să încercați și îmi ziceți după aia dacă am avut dreptate sau nu. Și am ajuns acum și la grosul groșilor, groaselor și mă uit așa un pic speriată pentru că nu știu cum să ridic ce am în față. Deci am în tenculoi atâta de cărți pentru că voiam să aduc în atenție și latura asta, fiind doar câteva dintre editurile marcă românească, mărci românești. Ele sunt multe, de la Humanitas, la editura Curtea Veche, la Nemira, cred că și Artul e românesc, toate astea, pe lângă cele pe care le am aici lângă mine, Baroque and Books, editura 3 și editura Litera, astea fiind câteva din, nu pot să zic neapărat preferate, dar am multe cărți de la editura asta, de la editurile astea, pentru că probabil ne pliem și ne înțelegem foarte bine. Voiam însă să încep cu Baroque and Books și nu știu cum să fac ca să iau tot tenculetele ăsta. Uite așa, vreau să le dau pe astea la o parte odată. Avem acolo litera și 3. Iar aici avem... Mă rog, de la care eu am următoarele titluri, după cum vedeți aici, și pe care cu siguranță le-ați mai văzut la mine și m-ați auzit povestind despre ele, în cazul în care ați urmărit clipurile mele din anii trecuți și chiar de anul ăsta. Editura Baroque and Books este înființată undeva în 2012 și ei funcționează cumva diferit de restul editurilor, cel puțin cele pe care le cunosc eu. Însemnând că nu au titluri fierbinți, titluri la modă la momentul actual. De exemplu, povestea Michelei Obama, mi-amintesc că atunci când a apărut cartea asta, era peste tot, toată lumea a citit-o, a fost foarte interesantă și foarte populară în vremea respectivă. Ei nu se axează pe publicarea titlurilor care sunt la modă într-un anumit moment. Mai degrabă mi se pare ceva foarte nișat, ceva care mizează pe educație, de asta îmi plac mie foarte mult,
Și pe un anumit nivel de sofisticare, de rafinament, de eleganță, de estetică, de etică, încercând, așa cum vă spuneam, să educe. Și vă puteți da seama de latura asta rafinată și sofisticată doar uitându-vă la copertele lor. Uite, de exemplu, avem aici câteva cărți. Singurul meu regret cu cărțile astea, adică, mă rog, asta e un moft, așa mai mult, dar mi-ar fi plăcut dacă aveau copertă din aia tare, din aia cartonată, nu știu. Eu am așa o pasiune pentru copertele alea solide și mi-ar fi plăcut și mai mult. Dar chiar și așa mi se par absolut deosebite. Ia, uite, am aici o carte care se numește Fericire sau ceea ce contează cu adevărat în viață. Uite așa, uite ce frumoasă este. Și așa arată pe spate. O să vă prezint așa un piculeț din fiecare. Mai am aici Arta de a te cunoaște, o altă carte. Avem Pietre prețioase. Vă amintiți că v-am povestit despre asta? Cred că a fost în ultimul meu clip dedicat cărților, filmelor și așa mai departe, unde vă vorbeam despre bijuterii și pietre prețioase care au schimbat cursul istoriei. O carte foarte interesantă pe care o recomand. Vi le linkuiesc în descriere, desigur, pe toate. Despre snobism. Snobismul o chestiune de caracter. Poți să fii snob fără să știi? Mai mult decât o comedie mondenă. Pasiune dureroasă sau sclavie? Foarte, foarte interesante titlurile. Plus că sunt foarte savuroase și se citesc ușor, sunt așa, nu știu, deliciosisime de citit. Apoi, Noblesse oblige. Ei chiar au o colecție care se numește exact așa, Noblesse, unde întâlnim astfel de titluri. Enciclopedia inutilității, Arta de a renunța cu stil, Arta de a te cunoaște, parcă tot din colecția asta face parte. Foarte multe titluri interesante. Apoi, uite, Kant nu mai găsești soluții, cheamă un filozof. Desigur, un joc de cuvinte între Kant, Immanuel Kant și cuvântul când. Arta frugalității și voluptății. Foarte, foarte frumoasă. Am citit-o și pe asta. Arta rafinamentului. Uite, numai uitați-vă cum arată coperta cărții ăsteia ca să înțelegeți la ce mă refer. Sunt foarte faine cărțile de față și ca să vă citesc de pe spate ce zice. Rafinamentul se simte, se învață, se educă și se lasă moștenire. Luxul, cum poate fi definit? Bani, avere, abundență, belșug, bogăție, bunăstare, confort, somptuozitate, extravaganță, fas, grandoare, huzuri, risipă, îndestulare, prisosință, opulență, rafinament, strălucire, pompă, splendoare, ostentație, prestigiu, să știți că pot și mai repede. M-am priceput la dicție în general. Sau mai degrabă, timp, răgaz, libertate, nonșalanță, hedonism, rafinament, pasiune, frivolitate, simplitate, gingășie. Luxul este câte puțin din fiecare și asemenea simplității ține doar de simțul valorilor, de bun gust, de atitudine, de o stare de spirit modelabilă, de o anumită manieră de a consuma și de a concepe viața. Luxul nu trebuie să fie opusul sărăciei, ci al vulgarității, cica a zis Coco Chanel. Acum, eu v-am mai zis că pe internet circulă o mulțime de citate care chipurile ar fi aparținut lui Chanel, dar Dumnezeu cu mila, nu știm dacă într-adevăr i-au aparținut, multe dintre ele am senzația că n-au nicio treabă. Dacă i-al iei foarte bine, cu atât mai mult. Și uite, aș fi curioasă să-mi spuneți pentru voi ce înseamnă luxul. Care dintre termenii ăștia, sau mă rog, poate aveți voi o definiție a voastră, se potrivește luxului? Cum percepeți voi luxul? Pentru mine, luxul înseamnă timp. Timp și libertate, dacă ar fi să aleg între cuvintele astea, desigur, fiind și o combinație cu ce mai zicea pe acolo, rafinament, strălucire și așa mai departe. M-aș axa, în primul rând, pe timp și pe libertate. Ăsta mi se pare cu adevărat un lux în 2020. În fine, titluri am o mulțime, mai am o groază. Uite, 12 creatori care au schimbat istoria. Vă spun sincer, mint perfect. Mai avem aici Arta lingușirii. Deci, foarte, foarte mișto titlurile astea. Și pe lângă editura Baroche Books, mai sunt vreo două pe care vreau să le menționez, care îmi sunt dragi. Ar mai fi editura... Normal. Editura 3, de la care eu v-am tot recomandat cărți și este preferata mea în ceea ce privește titlurile de romane polițiste. Multe dintre romanele polițiste pe care le-am citit eu sunt publicate de această editură, în special autorii nordici apar foarte, foarte des în portofoliul lor de lucrări de publicistică și v-am recomandat o mulțime de oameni al căror nume nu-l pot pronunța nici acum pentru că sunt de alea Sven, dar găsiți multe, 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 multe scriitori și scriitori faini la editura asta, pe lângă ele, cărți pe care iarăși vi le-am mai recomandat de-a lungul timpului. Lumina unui nou început, saga favoritelor, mai țineți minte cât de mișto e cartea asta, v-am recomandat-o, vă linkuiesc și acum în descriere, este minunată și recomand să o citiți, pentru că aici e vorba de acele femei care au stat lângă bărbații puternici ai, mă rog, din istorie, acele femei care le-au fost amante, curtezane, soții, iubite, ce vreți voi, mame și așa mai departe, care i-au îndrumat, sprijinit, ajutat, sfătuit pe oamenii ăștia puternici ai istoriei. Muzele prezentate de autor în acest periplu prin istoria Europei au jucat toate un rol proporțional cu influența, s-a fost tocmai cu meu, cu influența exercitată asupra monarhului, prințului moștenitor, regelui sau împăratului lângă care s-au aflat, fie el căsătorit, văduv sau celibatar, ba, 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 tot felul de nume interesante, e o carte fascinantă, o recomand din nou. De asemenea, Într-o pădure întunecată, uite că tot vorbeam de romane din astea polițiste, psihologice, thrillere, psihopupu, o carte foarte bună, v-am zis de ea,
O recomand și pe ea. Și de asemenea, ce vreau să vă mai zic, cartea pe care am scăpat-o venea de la editura Litera, din nou o editură pe care eu o promovez, o sprijin, îmi place foarte, foarte mult, au foarte multe titluri care mi se potrivesc. Este o editură apărută în 1989, funcționează și în prezent, au peste 10.000 de cărți, de titluri publicate, la momentul actual scot în jur de 800 pe an și din câte știu eu, de fapt dacă este să calculăm, de 31 de ani, există cam așa, deci de 31 de ani tot publică. Dintre titlurile mele preferate ar fi Devoratoarea de păcate, despre care v-am spus, încă una pe care am citit-o, mi-a plăcut foarte mult, Riviera lui Chanel, unde, contrar copertei, unde o vedeți pe Duduie, nu prea e vorba de Chanel, e cu totul altceva, nu e o carte superficială, nu are nicio legătură sau prea puțin cu moda, e vorba de cu totul altceva, e vorba de război, e vorba de perioada interbelică, de altceva. Și una pe care am început-o, n-am finalizat-o, dar mă rog, să vă povestesc când va fi cazul, când se va putea, că nu stau bine cu timpul deloc. Gândește ca un călugăr, poate ați auzit de ea, e proaspăt lansată, e interesantă deocamdată, acum deocamdată nu mă pronunț, pe undeva așa, pe alocuri. Regretele mele eterne și sincere, îmi este foame că n-am mâncat nimic astăzi, urmează după ce finalizez clipul. N-am finalizat-o încă, dar din ce am citit, sunt vreo 4 capitole în principiu, în care nenicul ăsta, Jay Shetty, așa arată, Shetty, bănesc că Shetty, ne povestește despre experiența sa de când s-a călugărit, dar nu în sensul de călugăr de la pe care îl vezi la mănăstire care stă închis într-o chilie. Nu, e cât se poate de modern tipul și foarte deștept și mi se pare că are o filozofie de viață foarte interesantă. Cartea e împărțită în vreo 4 capitole, renunță, dezvoltă-te, oferă, 3 capitole sunt și mai e, mă rog, să zicem că ar fi al 4-lea, dar nu este delimitat așa, ni se vorbește despre meditație. Însă e foarte mișto pentru că ți antrenează mintea și, nu știu, poate deschide niște perspective interesante, mi-e așa mi s-a părut. Și vorbește despre relațiile interumane, despre mass media, despre comportamentul în societate, despre introspecție, despre reflecție, despre toate lucrurile astea frumoase care sunt într-adevăr la modă în perioada actuală, dar pentru aceia profanii, asemenea mie, care nu meditează, nu știu, nu am încercat până acum sau cel puțin n-am știut că îi zice așa, poate oferi o perspectivă proaspătă și mie chiar m-a dat de gândit, ceea ce mă gândesc că poate e și cazul vostru. Dar mă rog, nu mă ăsta făcea neapărat subiectul clipului, însă am simțit nevoia să presar așa și câteva informații de genul ăsta în material. Cam ăsta a fost clipul meu. Știu că mai sunt o mulțime de alte branduri românești și mai sunt o groază pe care le folosesc și eu, dar am încercat să fac o listă cu acelea care mi se par mie, nu știu, mai faine, acelea pe care le-aș recomanda fără să ezit o secundă, acelea pe care chiar le folosesc sau le-am folosit și pe care voi continua să le folosesc, cele care mi-au venit prima dată în minte și zic, bă, dacă aș recomanda cuiva ceva mișto, astea ar fi primele. Mai sunt desigur multe companii care funcționează în România poate de multă vreme, dar nu pot neapărat să le recomand fără să am toate cunoștințele sau să fiu foarte sigură de informații, așa cum vă ziceam, de Candia, sau să cred 100% în ele că merită să le dau mai departe. Deci, de asta am zis să vin cu lucrurile de care sunt eu acolo strong pe informație și care sunt în corazonul meu. Dacă aveți și voi recomandări în sensul ăsta și, nu știu, orice considerați că ar trebui împărtășit, că lumea ar trebui să cunoască, orice informație sau business pe care vreți să-l sprijiniți, lăsați în comentarii, desigur, toate astea, tot ce găsesc, vă linkuiesc. Aștept ca de obicei impresiile voastre și sper că v-a plăcut ideea de clip. Mie mi s-a părut o combinație interesantă între ceea ce ar însemna un clip de favorite, presărat cu ceva educație, presărat cu acea idee pornită din clipurile cu designer și am zis să diversificăm și să ne și bucurăm și să ne clătim ochii și să învățăm poate ceva nou. Sper că v-a plăcut. Mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare. Data viitoare, daily vlog, cred că vine. Venim cu Digital Diva, îți vă arăt toate cele, vă arăt și cu pantofii. Pantofii cei minunați și roșii. Să ne vedem cu bine. Vă pup, pupați blănoșii din partea mea și ne auzim curând. Pa!